Azi, aflându-mă la casa părintească, am făcut ședințe Bovin la câțiva pacienți și am aici două paciente care vă vor povesti care a fost starea lor de sănătate atunci când au venit la prima ședință și cum se simt acum. Alexandra, dacă poți spui câteva cuvinte. M-am adresat la doamna Svetlana cu dureri la genunchi, cu mersul foarte nevoios, mergeam în baston. Ca tare, după prima ședință, m-am simțit foarte bine, sunt îmbunătățit mersul. M-am simțit eliberată de toată povara asta care o aveam. Sunt după a patra ședință, acum îndeopște mă simt foarte bine. Dornică de viață, plină de viață, într-un fel. Da, cam atâta, da. Cam asta, Mersul cum a da. fost atunci, cum acum. Mersul atunci, vă spun că era tare nevoios, dar acum merg, mă simt cu picioarele pe pământ. Și-au dispărut cărceii, îmi Da, spuneai, da? au dispărut tot ce Ok. am avut, cum toate m-a afectat și cârșiei și insomnie aveam și, dar acum Bine, tot mersi. așa. Și dacă, Lucia, dacă vrei să spui tu că... Da, vreau să spun că sunt foarte bucuroasă că după a patra ședință eu mă simt tot cu mult mai bine. Mă dureau foarte tare picioarele, nu putem îndoia genunchii. Acum îndoi genunchii, crucei nu mai am. Răsuflarea mi era foarte grea, acum e cu mult mai ușor. Crucii mi-au dispărut, așa Somnul cu cum a fost? somnul e foarte liniștit. Deobște avem o insomnie, că nu putem să dormim, dar după ședințele astea, de acum și somnul este somn și dispoziția e mult mai mare. Și psoriazisul cum a fost? Poftim? Psoriazisul, în privința Aha, și în psoriazisului. privința psoriazului, eu avem foarte Maria, uitați-vă cum iată, dispare psoriazul și pe unii am îmblat, pe unii n-am trecut, m-am adresat, nimeni nimic, dar acum așa de bucurie îmi vine să plâng când dispar toate pietele astea și sport și eu haine mai. Păi da. Eu mulțumesc.